lupte grele cu elvețienii, echipă puternică, solidă, nu? Da, o echipă bună, am întâlnit această seară, mergem înainte și vom vedea ce va fi. Ai fost aproape să marchezi acolo, da? Da, am fost aproape, așa a fost să fie, poate la meciul viitor o să marchez. Ar fi fost mai ușor acest meci dacă venea pe finalul cantonamentului, pentru că acum pentru că a fost al primul meci, i-a mai jucat. Nu știu, nu căutăm alibi acum, așa a fost să fie, au fost mai bune astăzi, dar noi mergem înainte. Cum e cantonamentul pentru tine? Este greu pentru orice jucător, vă dați seama. Și sper să trec cu bine și fără accidentare. De la 2020 ce-ți propui? Să fiu sănătos. Pe lângă sănătate? Să-mi ajut echipa cât mai multe goluri. Adică Hagi are mare încredere în tine. Da. E o presiune în plus? Nu cred că este o presiune în plus. Știu să gestionez astfel de momente și... și... mă va ajuta. Asta certa puțin ce s-a întâmplat. La faza aceea a vrut să dau gol, dar nu a fost să fie așa cum am mai spus. Vezi că spune George ceva. Cum ar arăta un an perfect pentru viitor? Să câștigăm campionatul, vă dați seama. Și crezi că sunt șanse? Orice echipă, cred eu, care va merge în play-off, se va bate pentru titlu. Tu ești pregătit să intri titular, să-ți lași amprenta pe rezultatele viitor? Da, de ce să nu fiu pregătit? Dacă vă... voi munci foarte bine în cantonament acum, poate o să fiu și titular și îmi voi ajuta echipa. Nu te aude, George. Da, să stai aici să vadă dacă iei loc. Nu, no, este prietenul. George este un jucător foarte bun și... și cam atât. Și stătea pe bancă. Nu. Mersi frumos. Mulțumim mult. Baftă mult.